Bulboaca Claudia Eudochie. Așa te numești mata? Da. Sau ești din Bulboaca? Nu, așa mă numesc eu. Bulboaca. Dar s-a dus, te-am văzut tine. Și de ce te judeci? Cu cine te judeci? Mă judec... Văd că ai dosare peste dosare. Da, am multe, da. Mă judecătăți proștii care au furat țara și oameni. Am cărcel de muncă și nu au plătit la stat. Și eu am să scot banii la pensie, când n-am la pensie. Dar cine? Angajatorul matale nu a plătit impozite la stat și de asta n-ai pensie. Da. Erai neformal, fără carnet de muncă angajat. Am carnet de muncă, dar nu e scris în râsul. Am carnet pus în 2009. Dar unde se întâmplă asta? La Caplare, eu nu știam, am văzut. Stat Caplare. A, la Caplare. Da, dar pe de tot. Și n-ai pensie deloc sau numai de ce e socială? N-am de ajutor, că prin material mi-a dat mie anul trecut și mă vreau două ori în Costiujeni și amul n-am deloc. Dar cum te-a vrut la Costiujeni? De ce? E că asta este problema. Deși eu sunt bătută, la mine în poartă. Dar pe cine? Străini te bat sau da, din familie? Străini, nu din familie. Și am adus pe Borice la Chișinău. Le-am adus chiar aici direct. Dar de ce nu te-ai plâns la poliția de acolo? Dar am dat la poliție și nu vreau să-mi dă. Am înțeles, și de asta ai venit la Corolenco. Și eu am dat legistul, l-am dat acasă, îmi plătesc 100.000 legistul. L-am dat la Ștefan Vodă Căușel. Cu o dată expertiză greșită. Da. Dar ce, o zis că nu ești bătută sau ce? O spus e minorat, o zis că o terpeologă de acolo de la noi, de la Ștefan Vodă. O polițist ca cum când ieși... Adică ce vorbește așa rău despre ea? Dar dacă eu m-am sătrat, mi-a scris mai minșiuni. Dacă șeful, cartauc, eu spus, băi, pe oșina asta, că știi cum era înainte, așa se cheamă că eu... Confruntare se cheamă, da. Să vină și victima și agresorul. Și nu a făcut, și mi-a scris minșiunii. Și la urmă, la sud, judecătorul m-a aprobat, dar într-adevăr, femeia asta, dacă... De ce puteați voi, știi? Și care judecătorii? La noi, la Ștefan Vodă. Dar pe asta de mult se întâmpla, că am o comasat tăte, judecătoriei la Căușeni. Da, judecătoria Căușeni, sediu Ștefan Vodă. Am înțeles, da. Așa. Am și... acolo e Pleșca, e la noi la Căușeni. Dar Pleșca e din 2012 la mine, din 2007, implicat la mine în cazul. Pleșca de la Căușeni, implicat el în cazul murdar. Dar cum murdare, dacă zici că ți-a făcut dreptate just, nu, judecata? Nu, eu îți spun, mi-a făcut dreptate Dobkovețchi, alt judecător. Da, alt judecător. Și de ce ați ajuns la apel, că mulți suntem la apel? Da, pe eu îți spun de ce am ajuns la apel. Am adus pe Borli în 2018, că a fost bătut pe 10 octombrie. Dimineața m-a bătut una vecină și în alușinii mei. Sara m-a dus, m-a chemat la în centru, la ăsta. La poliție. La poliție, da, la sector. M-am dus, nu erau. Acolo, într-un cabinet, era lumina presă la ăstea, la primarul satului. Și trec de ușă, ușă încuietă. Față în față cu primarul satului, era acolo o femeie, dar mă gândesc că o născut fixa. Am un secretar al primăriei, Coșug Maria Terinti. Coșug Maria Terinti. E verișoară cu soțul meu. Bieti. Tot neamuri. Dar pe neamuri, peste neamuri, așa și este și nelușinul, verișoara, așa, e sora mie, cu oameni, e tăiat așa. Pune-te jos, nu te dor mâinile, nu te dori spinarea, sau hai la masă, să hai la masă. Mă duc la Chicu, vreau un domn de secretar. Da, Chicu și la premier, crezi că o te prinească? Dacă am trăit documente și nu vorbesc din... Trăit documente, am și eu nu pot la Chicu. Aha. Dar ce, la rea zi de audiență sau vrei în orice zi? Da, păi nu cu orice zi, când m-a vrut în Costiujeni, eu din Costiujeni am venit murdar, m-a dus așa. Bun, dar după dosarul ăsta cum ai ajuns la Costiujeni? Dar eu îți spun cum, aducând documentele, dosarul ăsta îți spun Coșug Maria, secretara primăriei, m-a bătut țara. În fața primăriei acolo sau lângă casa ei? Chiar nu, m-am dus și am deschis ușa la secretar și întreabă, băi, unde e polițist? Dar el e bieti, eu lasă mă zghit așa. A, erau bieti în primărie? Da. După ora 5 chiar, asta mă rog. Când se întâmpla? Pe data 30 luna 10, anul trecut, 2018, de-am să facem 2 ani. Aproape, da, un an și ceva. Da. Am un procuror, Trofimov, care nici nu a făcut nici oșina stavca, nici nici avocatul la mine, fără plată, dar s-o stărit să fac. O luat dragă și nu mi-a făcut nici și ne faci, m-a trimis la Costiujeni. Stai, băi, în care bază, măi? Cum, procurorul te-a trimis la Costiujeni? Procurorul a dat de mers la judecătorie. Am un judecător Țurcanul, că acum aici Țurcanul e un acolo, nu este Țurcanul altul. Ei, mai sunt, da. Dar pe eu spun, familia Pleșca este aici și este la Mătă, la Căușeni. Da, Pleșca aici s-a scos, dar așa la Căușeni. Da, pe ăsta l-a scos, era șef de, dar au rămas judecător. Da, pe eu știu, dar Pleșca e un figurează că nu era șef la mine documente. Am înțeles. Eu am adus și documente. Și? Cine te-a trimis la Costiujeni? M-a trimis la Costiujeni, aici stă ca mirea lui, Țurcan. Judecător de acolo, da? Da, de la noi. Am 8 Țurcan, am atacat. Te-a trimis după document sau cum? De ce te-a trimis la Costiujeni? M-a trimis la Costiujeni după, spun că asta m-a dat, că eu am cât de bil de cap dacă e deși așa. Băi, băi, bine angajată primăriei, da? Da, secretară. Și am atacat, îmi plătează 10 milioane. Dar și băi, băieți, eu m-a sătrat 20 de ani. Bun, bun, bun. Dar cum ai ajuns la Costiujeni? Te-a dus forțat sau te-a dus matat după document, la expertiză? Măi, că pe om nebun, mă duc luna așa. Asta s-a întâmplat tot atunci.
În anul acela. Luna 7, anul de anul trecut, în 19. Luna 7. Uh-huh. Am o văzunitate niște. Cum a venit polițistul sau medicul din sat? Sau cum? Acasă și te-a luat, te-a pus în... Cum lucram în harman așa, o dam cu haine rupte. Cum o dam, mă rog, ca pe lângă casă. Și m-a adus și m-a vrut așa, m-a ridicat ca pe animal și m-a vrut în coștiujai, na. Și era ca mana. Cât ai stat? O luat de zile, de pe 25, luna 7, până pe la sfârșitul lunii. Dar exista o decizie de judecată a lui Țurcanu acela, da? Da. El o decis cum ați fi tratat. Da. În baza lui Țurcanu acela, dar noi am atacat. Și și s-o plâns că aceea angajată primării s-o plâns că mata ai agresat-o, da? Și pentru că ești periculoasă, social, da, te-o băgat la tratament. Da, mă vorbim mine că eu, să așa. Dar mata n-ai putut contesta, n-ai văzut decizia și ei de judecată, n-ai fost chemată la judecată. Cum n-am văzut-o? Am făcut, măi băieți tăti, și tot nici nu s-a făcut aici. Am că m-a dus aici, una talparoarul, zână, era o fetiță, Mariana. Da, ai avocat de stat sau te judeci singură? Nu, de stat. La mine oameni de stat. Și de nădejde, ai încredere, te apără ghenii? Da, mă apără, păcat să zic de om așa. Ai un singur om, da? Ei, da, am avut un singur om, dar am gata așa la l-a bătut. Nu, l-a bătut, l-a bătut pe avocat? Și pe ieșe din Chișinău, pe omul care mă ajută, mă ia din Chișinău, l-a bătut. Dar cine ești din Chișinău? Mițco, un om așa este. Ți l-a distribuit centru acela de asistență juridică garantată de stat, sau cum? Nu, eu singur, el a venit să-i faci soția lui de la noi, de la Tudora. Și niște documente acolo aveau tot înțeles, mama cu prin este. Cunoștință, da. Nu, și de te-au bătut că eu plâng acolo. Și te răzbrești, tăși că este astăzi la mine, sunt 4 comnate cu documente. 4 comnate, care se trebuie 2012, 2007, de 2007 am fost la sud copii. Dar cum a fost la, la spital, la tratament? Dar spun la tratament. Injecții? Și injecții, mi-au trântit niște tableci, că niște, și mi-au pus în acolo, că eu am atacat pe tăzi, doctor și ei de la tăzi. Cobăi, zic eu la mine tensiune am avut accident rutier încă în 86. N-am prinit nică de stat, n-am avut nică. Știi, și unii acolo la Veterva, e farmat, dar eu am lucrat în Product Obre. Și așa am lucrat până în 2000, până aici ca de tăt. Am în 2000 un magar de balut, îi zice, o luat și, eu frat și bonurile patrimoniale, tot el, că i-am luat eu și cu bonurile, îmi place așa. Dar și puteai să privatizezi acolo, cu bonurile și alea. Dar eu, bonurile să mine la creu o construcție aici, am pus 1.093.000, era cartirea 200.000. Am câte sunt de, am îi vând cartirii cu 1.000.000, cât mii trebuie sunt de. Ia că așa mai băi, ia că așa document la mine mână, așa fac chic și am pus să-i arăt. Deci te-o tratat, ca te judeci cu ei, de. După o lună ți-o dat drumul dat și instanțele ce-o zis? S-au răsat în vigoare decizia și elu Țurcanu sau da, anulat-o? Da, mi-a dat drumul, mi-a dat tableci, ia uite ce stai și mi-a dat tableci, că eu îți dăm să plec, eu dacă băiem tableci... Adică să le bei acasă, da? Să le bei acasă. Și de ce le porți cu mata? Ca să le arăți? Să le arăt la judecată, azi trebuie să le dau și le mă duc la psihiatrie, să le duc, poate le trebuie la oameni. Că eu nu-i debil de cap, măi, sunt într-adevăr la oameni care le trebuie. Iar. Așa medicamente, da. Ți le-au dat să le bei, una, da? Dimineața și una seara, eu am mâncat, curat una am băut-o. Ei, dar gratis, nu te-o pus să plătești măcar pentru asta, da? Dar stai să spun, dar eu am furat statul de 900 de lei, dar dar dacă de 900 de lei mi-o dat, atunci mă duc la psihiatrie. Crezi că atâta costă medicamentele astea sau ei ți-o spus? Nu, dar pe scris pe paci, pe fiecare paci, presă. Da, dar ți le-au dat gratis. Da, dar mi le-au dat. Dar nu s-a expirat? Sau nu te pricepi? Ei, mă pricep, eu cred că băi, băiete, dar... Nu, dar în medicamente, în pachete, nu te-ai uitat de când ați făcut și cât îți valori. Și s-a mai întâmplat așa, expiră în 21, în a 10, luna a 10, da, deci încă sunt valabile. Dar eu am zis, le duc la psihiatrie, poate cuiva le trebuie de acord. Să-mi dă înapoi documentele, în fiecare zi și mi-a pus ei în ea. Da, și documente, a, am înțeles. Și mi-a pus ei în tătătului cracă. Și a inițiat proces împotriva statului? Și da, și am dat și folos. Ia că am litat. Azi trebuie să fie despre tema asta, da? Da, da. Și s-a judecat? Nu s-a mai judecat, că de înapoi la Curtea Supremă. Băi, om bun, uite la... Dar cum la Supremă? Și eu ajuns la Supremă? Da, la Curtea Supremă înapoi de-am. De-am venit, am luat și înapoi. Și scrie nițuri ca n-ai stat mișul, ținut. Păi stai, Iulia, că dacă se dai la Curtea Supremă, înseamnă că ei scos o decizie de aici, da, pe la spun, apel. În absența mie, au făcut ei singuri. Au făcut, da. Aha. Acolo, și s-a dat decizie de aici. Da, și nu da, cu ai verde lobodă, dar ai scris, avocatul, omul ăsta de cea din Chișinău, o scrie de repus în termen. Și am a, eu scris că ai pierdut termenul prescripției. Da, chipurile că între, cum mă iau te la voi când mă trimăsul, că trimăs de la Caplan, dar la Caplan scoate recomandat, eu plătesc bani scrisoare. De acord. Cum așa? Am, azi, vin și iar mi spun că nu. Panova, nu știu cum îmi zici, hei, pat, hei. Așa o cheamă pe judecătoare, da? Da, eu nu știu cum îi zici, de-am da, Panova este o judecătoare. A pe ca și eu, că, că se repoză de la Curtea Supremă, băi, dar eu de la Curtea Supremă am oameni, băi. Eu de la Curtea Supremă am putea, și ei vreți, băi, de-am, unde am? Pe bună, ți refuză, dar ți-o dat decizia. Nu-i mai dat nică. Dar pe aia că m-a dus părnic, că am mai fost mai înainte la dâns și jos, că eu la doilea tari n-a fost aghează. A fost jos. Și a cerut aia ca pe un martie, nu știu cum a fost eu. Zic, dați-mi că eu am fost la voi. Că tamana atunci tot așa a venit să scoți că e bombă, nu și pusă și aici. Și v-a scos de aici, da? Da, și nu a scos. Dar eu am șutut, bă, eu am șutut, eu pierd, eu n-am mâncat câte una. Eu trebuie ca să
biletele care pun altă grămadie, să ne întoarcă, eu n-am bănuit de leagă, m-am promut de sat cu bani. Mi-a tăiat grupa de 28-29 octombrie, a trecut grupa pe 30 octombrie, vine și mă vârg o ploată la Noel Caprale și ca lor de răzână. Dar ți-o scos de la grupă? Da, când am dorit să dau un termen și n-am prins nici ajutorul, stai nici nică, nică. Soză bolnav, eu bolnav, nu-ți dăm așa ca frunza pe apiu, fur copchii. Dă-mi copchiului. Eu fur copchii de bani să vin pe drum. A, da? Dar cum? I-am furat cu bonurile, că le-am pus-le în 93-80.000 de fiecare copil. A, te referi la copiii matale? Da, dar pe am înțeles. Dar păi și ce mă îți duc copiii mei în țări străine să vin să-mi aduc ei bani, că eu puteți te ei, dacă de la copiii matale nu furi, ți-i dau ei, cred că, nu? Dar păi ei fiecare au familie mei. De acord, de acord, dar și mata ești. Și mata ești familia lor, nu? Da, dar pus familie, într-adevăr, dar deși dacă eu i-am furat pe dâns, că eu am pus bonul la Creu Construcție și eu i-am furat pe dâns odată. Așa se cheamă firma aceea, da? Da, era patrus, era, ei, sau Urschi, și va fi cu meva și cu dumneavoastră. Nu știu fost cu al Urschi, doar că mine știu cum a fost. Te lua după Urschi și ai rămas fără bonul, da? Dar nu m-a luat, așa era. Așa era reclama, da? Da, așa era. Am, în 2012 am fost împuternicit să caut oameni pe raion. Am 20 de oameni. Eu nu pot scoate când am avut casa al tot cu bonuri de tot astea, da? Tot cu bonuri, dar am fost 10% la dânsul în 2002. Eu m-am săturat, spun drept, n-am șo. Da, da, da. Am luat centru, am dat una, două, trei, patru. Patru le-am dat, chiar azi ne-a scris așa Ghinișor. Sunt plătează pe reduce moraș materialul, scrie și nu le-am făcut ca la lumii, trebuie să le aduc. Și le-am adus. Ia ca și la am văzut că scrie ei, nu și am și scrie. Dar scrie și le fii. Și unde le dai? Unde le publici este? La mine, e vreo la mic. Dar dacă ai scris, dar faci memorii sau și, sau vrei să le publici vreodată dar undeva? Dar eu le fac, tu vei amintiri sau ce? Nu amintiri, fii la mine tenie de gândrat. Întâi de comnă de seta documente. Casa e mare. Dar și n-ai un dulap să le pui în dulap, în mape? Dar, nu, dar cum în dulap? În da, te văd că ai mape aici, le ții mape pe fiecare dosar aparte. Cât mai mape, băi, cât mape, dacă eu îți spun din 2007, am fost cu o vecină la sud. Care i-a furat casa prin documente false. După aceea așteptăm scoate mie dreptul. De atunci prima dată te-ai judecat, da? Am fost la sud atunci. Mm-hmm. Ai asistat. Ai asistat. Da. Am fost ca... Sau martor. Ca martor. Ca martor am un... Din 2010 așteptăm scoate eu cărțele de muncă. Mm. Și eu nu-mi cred din 2000 și el mi-e de baluțul unui care mi-a furat bonul. Zici, hei, e dat în 2007 la unul la magazin. Păi și îi dai tu dar ranța asta, aștept, dar pe eu am deschis ușile și atât, și nu. Dar cât ai lucrat? De ce nu meriți pensie? Și câți ani ai? Ești de vârsta pensionării, da? Încă nu. A, am înțeles. Ești de 57, din 62. Și aveai pensie doar de, dizabilitate sau cum se cheamă? După documentele din 2012 mi-au dat, că la noi Nicole, cu o doctoriță așa de bită, eu a zis că nu trebuie că nu-i debil de cap. Dar ce? De am trecut aparat... Dizabilitate mentală vrei pensie? Nu, sau... eu o zis că nu-i debil de cap și mi-a dat deloc. În 2012 mi-a dat deloc. Și dar vrei de dizabilitate fizică? Ai ceva, vreo problemă de sănătate eu fizică? Eu vreau într-adevăr, că eu am avut accident rutier și la mine coloană de la accidentul acela de la coloană. Am înțeles. Și eu zis că tot, nu-ți califică nici asta, da? Am un rărunchi farmatic, putred un rărunchi, partea asta pancreasului mări de 3 ori și eu nu pot face nimic. Eu în genunchi lucrez în harmaz, vorb, gureanu, eu nu pot face nimic. Și eu n-am nimic. Soțul putre, tot așa au lucrat la proștii noștri. Și n-are ghidat, eu am documente de mână, am cărțile. Și nici el nu-i de vârsta pensionării? Și nici el și nici nu vedeam nimic. Că și dăm cu așa 500 lei. Am o cât eu din copii. Dar 500 și ajutor? Dar spun, nu, care mi-a dat chipul. Odată pe an, sau cum? Mi-a dat chipul anul trecut, după documentele din 2012, mi-a dat Maria Sandu, după documentele ce le-am trăs, ei, și faci bă cu mine. A, pe 500 de lei în 2 ani, atât a venit ori să... Mi-a dat ni pensii de chipul, știi, ajutor, așa, pensii minimale. Deci primești asta în fiecare lună, 500 de lei în fiecare lună. A, am, deci ceva... Dar pe eu spun, pe 29 octombrie, dacă eu am trecut comisia la noi, că trebuie să trec tăcu. Zic, eu spun că trebuie să trec, ia hai. Pe 29 trec tăcu, mă duc la noi la comisariat să-i zic lui unul... Poloboc e familia. Păi Poloboc, n-al puri pe Dodon la nică. Că adăuza de lege, revim la curtea de Pelcișnău. Ai și, trece vești, m-aș fac cioare goale, în calor de răzână, într-o, de la plaște, așa, o, cum lucram în casă, spun drept. Dimineața la ora 7, mă sună telefonul, la noi telefonul închis, sună pe mobil, polițaii mă scot, m-aș fac soțul unui acasă, m-aș fac și period. Unde m-a dus, băi? În baza cărui document mai echip țurcan de-am l-am scos, măi. Dar pe aveau decizie de judecată, nu? Dar eu îți spun, în baza cărui document, că eu pe țurcanul am avut încă pe 28 am văzut așa. Dar ai decizia și lui țurcanul de internare? Da. Au ai la mea ta? Da. Hai, arată, te rog, să văd. Da. Chiar și temei a avut el să te bage la tratament forțat. Forțat e ăștia cu căturia, dar așa la... Dar nu, că-ți spun, te-ai prostologie la procurorul
Trofimov. Băi, Trofimov, măi, măi, Cati, nici eu ars casa și totul e dus cazul. Nici, Doamne, ferește, sunt documentele mele. Păi și cu ce mă, și iar de capte dosar așa, după plătiri 2 milioane. Am un uideam. Cu unde ești, măi, prăpăditule tu? Am un pe altul, beșleagă, tot procuror. Anul trecut? Hai găsești decizia lui Țurcanu să vedem. Da, cum te-a băgat el la psihiatrie? Eu spun că eu mă uit așa, îmi pare neac, tu erai odată, erai la noi. Mă tin că te-am văzut și eu undeva, dar nu ți-l minte eu. Și nu și-ai făcut-o și zice, ia că și ia că omul ăsta și e el și... Și așa la care te-a prostit tine, la ușă, apa așa la noi de sat. Și văd că nu e.